știri. După cele peste 500 de replici care s-au înregistrat în ultimele zile, zona Gorj s-a transformat în noua Vrancea. Specialiștii spun că activitatea seismică ar putea continua timp de o lună. Cu tremurul de ieri dimineață, care a avut magnitudinea de 4,3 grade, a fost cea mai puternică replică de până acum a seismului de 5,7 grade produs pe 14 februarie. Gabriela Mladin vine cu toate detaliile. Bine te-am găsit, Gabriela. Ce măsuri au luat autoritățile în condițiile în care, iată, specialiștii spun că ne așteptăm la noi replici? Am găsit, primele măsuri luate au fost ca școlile, mai ales cele afectate, să nu, în aceste clădiri, să nu înceapă activitatea școlară. Și vă spun că până în acest moment sunt 29 de unități școlare cu probleme. În acest moment, colegul meu vă arată una dintre ele. Să nu vă imaginați că aceste clădiri afectate de cutremur sunt prăbușite. Tocmai de aceea vă arătăm în acest moment cum o unitate școlară, vorbim de grădinița Vis de Copil din Târgu Jiu, a fost afectată, adică, spun specialiștii, aici a fost afectată structura de rezistență a clădirii. Bineînțeles că totul s-a întâmplat după cutremurele produse aici în Gorj, iar această clădire, în momentul în care va exista un alt seism mai puternic sau o altă trepidație provocată din altă cauză decât mișcările seismice, se poate prăbuși. Îmi spuneau experții ieri, după cutremurul de 4,3 înregistrat la Gorj, că din această clădire au căzut bucăți de construcții în interior. Evaluarea continuă aici la Gorj, sunt comisii mixte care sunt și în acest moment pe teren și încearcă să evalueze cât mai multe unități școlare, pentru că aceasta este, de fapt, prioritatea în acest moment, să vedem în ce situație ne aflăm cu unitățile școlare. Vă spuneam că până acum au fost depistate 29 de unități școlare care au probleme, dar evaluarea continuă. Continuă destul de greu pentru că sunt puține comisii în acest moment care evaluează. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt epuizați în aceste comisii, mai ales când vorbim de un expert care nu poate fi suplimentat. Sigur, și aceste lucruri se încearcă deja la guvern, au fost făcute solicitări pentru a fi suplimentate echipele de specialiști care să evalueze toate aceste clădiri. Din această cauză, școala nu începe luni în formă fizică aici la Gorj. Din cele 441 de unități școlare, majoritatea dintre ele nu și încep activitatea, fie că au fost afectate sau nu. Sunt totuși 20 de grădinițe, școli și licee în județ, unde se va începe totuși activitatea în formă fizică. Primarii și cei din consiliile de administrație de acolo au luat această decizie pe care, spun ei, și-o asumă. Însă, trebuie reamintit faptul că la Gorj pământul se zguduie în continuare. Conform INFP, chiar azi noapte am avut câteva replici. Cea mai mare a fost în jurul orei 4:49 de minute, cu o magnitudine de 2,9 produsă la 12 kilometri. Așadar, se zguduie în continuare pământul. Sperăm să nu mai existe cutremure de magnitudine foarte mare, pentru că lumea deja este panicată la Gorj. Nu știe exact ce se întâmplă. Așteaptă răspunsuri, așteaptă ca totul să se termine aici.